că te încoace. Tati! Hai, dă. Mine trouxe, bă. Tu când mai ai gând să l-aș pune eu ăla la miluță ăla? Păi eu nu trebuie să fac ceva bani cu el. Aia. Unde e?
Așa. Timișoara. Așa vă salutăm. Așa. Apropo de proiectul cu panou, cu panourile, am pus și eu niște bănuți deoparte, am strâns de la câțiva băieți. Cred că am în jur de 10 milioane pus deoparte. Așa, ne mai ajută și domnul Tibi cu o sumă foarte frumoasă. Așa. Și mai am ceva prieteni care ne ajută și ei. Și eu, un domn Daniel, mai avem de la Galanți, care... Oricum... O să facem o listă și acolo pe listă noi o să facem panouri, o să mergem acolo pentru a instala panouri, că noi o să putem să zicem numele celor ce ne-au ajutat pentru proiect. Exact, și putem să zicem și sumă. Așa, domnul Dorin, domnul Tibi, mă scuzați, cum vi se pare proiectul pe care domnul Dorel l-a inițiat? Dar așa, a fost o chestie foarte... Cum a fost, domnul Dorin? Dorel, chestia. Așa o chestie... Nu știu, mi s-a părut, domnul Cristinel, că dacă totuși oamenii aceia trăiesc până la 80 de ani, fără lumină, să-i facem să se bucure și eu. Așa. Cum vi se pare dumneavoastră proiectul lui domnul Dorel? Un proiect care ar trebui extins și mărit sau să se poată ajuta cât mai multă lume, cât mai mulți oameni care ne caz în sărăcie. Da. Aici e o cauză care nu are curent, mereu 2 km. Ca ecoabe, sunt oameni izolați, ar trebui noi mai ales care partea aparatului de mașină să ajutăm oamenii ăștia care, dacă nu ne ajută Dumnezeu, să îi ajutăm și noi pe ei. Da. Dar în sus, să îi ajutăm, dacă putem și avem cu ce, dacă nu putem ajuta să mergem cu că. Așa, așa. Noi vă mulțumim tare, tare mult că ați ajuns sus la noi. Îi mulțumim la domnul Dorel odată pentru implicare. Deci vreau să zic o implicare totală, dar fără nicio chestie. Deci cel mai important lucru este că și-a lăsat treaba lui să facă chestii. Și asta și-a lăsat treaba, noi l-am ținut. Da. Dar noi ca să ținem să vedem ca ei și să vedem așa. Situația. Așa, noi dorim să facem o mică prezentare. De-aia nici nu ne-am apucat să facem prezentarea, că a zis domnul Dorel că... Așa, și să vedeți și dumneavoastră cum decurg lucrurile. O prezentare simplă, cu niște cai foarte frumoși, foarte bine selectați. Domnul Dorel a umblat de un an de zile, cred că nu. Ați umblat foarte puternic să faceți niște achiziții frumoase. Cam greu. Ești greu, e pe frumoase. Cai frumoși. Da. Stăpân frumoase. Mai avem da. Și alții care domnul Cristian de prezentat. Da. Aceștia. Bun. Și... ca să nu fie oameni intuiți, vreau să le spun că am să nu stresăm. Bun, domnul Dorel. Așa, ne apucăm de prezentare, așa? Exact, da. Bun, mulțumim mult. Domnul Dorel. Eu deja m-am întretenit cu un cap. Aici prezint un armăsar din rasa Bolonez. Așa. Ce origine are rasa? Franța. Care a adus din Polonia. Da. Face parte din rasa Bolonez. Să nu confundăm totul că e polonez, că e bolonez. Așa. Un armăsar care anul ăsta face. Da. Foarte, foarte frumos. Da. Din câte l-am văzut și la tracțiune. Da, e s-o un prezentat, care trage foarte bine. S-a prezentat foarte bine și... E un cal și de vânzare, dacă îi interesa cineva. Îmi place foarte mult de el, fiindcă e un cal și foarte frumos. Da. Hop, 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 dragule. Hop, 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 hop. Trebuie să fim atenți cu el. Domnul Dorel, cu medalion ai, din câte am înțeles, ai luat și un loc foarte, foarte important. Da. Un loc întâi între foarte mulți armăsari frumoși. Da, la Cânăraș, dar așa. A participat calul și la atracțiune și la frumusețe. Cum vi s-a părut expoziția de la Cânăraș Gară ca expoziție de cai? Cea mai frumoasă expoziție, probă de tracțiune, frumusețe, cea mai bine organizată din România. Și cu premii foarte faine, da. Aproape și la frumusețe s-au dat premii la toți exact, cei... Exact, vorbesc și la
la marginea e o expoziție foarte frumoasă și la Brașov, dar și la Călăraș a fost foarte frumoasă. Așa, e bine să vedem expoziții frumoase, fiindcă dacă, de exemplu, vedem la marginea expoziție foarte frumoasă, noi ne luăm zâi, ne punem ambiții și facem și noi. Mai fac și alții între alte locuri. Nu-i rău. Da, acum dacă... Domnul Dorin, acum dacă piși, noi nu o să râdem. Da. Acum depinde ce conjunctură, știi? Wow! Nu, buși și băiat de cai. Buș! Auzi, bușule? Unchiul tău e prietenul meu cel mai tare din Florești. Să știi asta de la mine. Printre cei mai tari prieteni din Florești, îi numeri pe 3 degetele de la mâini. Unchiul tău, crede-mă. Un om valoros tare. Domnul Dorel, aici avem onoarea să vedem un armăsar negru. Așa, foarte frumos. Da. Pe nume? Pe nume Tornado. Da, un armăsar frumos, îmi place de el. Oh. Un armăsar gros, frumos, plăcut. Ciocios pe picioruțe. Da. Armăsar care... De repede. Așa, un armăsar de repede. Ce? Acum, să înțelegeți... Aici-s foarte muscai la mine. Domnul Dorel, dacă ți-aș da camera să dai pe mine un pic, eu-s mai, un pic mai, cum ca și cai. Condițiile. Păi de-aia zic, lumea înțelege. Poți să-l duci un pic încolo, te rog? El aici își vede echipa de fete. Domnul Dorel, da. Cum ți se par cai ăștia? Nu ți se par fericiți la câte fete au pe lângă ei? Zic că nu ți-s fericit ca ai la câte fete au pe lângă ei. Zic că vreau să te întreb că îi vezi fericit pe băieții ăștia pe lângă fetele astea. Așa e multe. Ha? Nu, ce zici? Au ceva fete ăștia la mine. Păi de aia zic. Fete frumoase, fete cochete. Uite aici au și niște, copii pe lângă ei. Au venit în inspecție. Așa ține. Fii atent, uite-te, aici un exercițiu de cumințenie. Ciuda faptului că e armăsar, fii atent, uite, copiii aproape de ei, de el, nu se agită. Foarte frumos. Cai? Da, acum ce să facem? Mai cădem și noi, mai ne ridicăm. Poate, domnul Dorel, poate că are ceva. Buș vrea, are el o chestie în gând acum. Da. Da, vrea să facă ceva așa. Tăt, știi? Să faci un pic de patinaj artistic aici la tine. Vreau să mă vadă cum. E, dar dacă te uiți pe filmare de la Mărișel, doar îl vezi când împinge mașina. De unde? De la domnul Ștefan, de la Avrut, îl salutăm, prietenul meu. Îl salutăm și dorim multă sănătate. Era foarte slab, dar
Aici îți prezint o măzuță care e de vânzare. E o măzuță foarte frumoasă. Și care... Nu prea vezi oriunde așa ceva? Nu prea cred că sunt multe exemplare la noi în țară. N-aș crede. Ha? Fii atent acolo, crăpătură. Eu zic că sunt foarte mulțumite. Băieții pot să vă zică, dacă vreau. Și fii atent, domnul Durer. Vânzare fii... este de vânzare și prețul e 2500 de euro și necușa. Dar e ținută natural mânzata. Da. Și uite ce bine arată. Păi ia fii atent, ia în martie, april, mai. Așa. Cum o să arate? O să arate bine, dar e o mânză tânără. Are 5 luni și ceva. Da. O să dai 4. Da. Mânza nu-i neapărită încă din tot. Păi de aia. Da. Va fi ciocolatit. Da. Și va avea acum apropiat. Frumoasă, frumoasă. Picioare. Frumoasă și foarte. E o să tânără. Trebuie să joacă cu Că... Păi i-au dus la graj? Da. Nu trebuie să... Să facă ceva șmecherii? Da. O, dragilor, o, dragilor! Un an eu, dar n-are nimica, că dăm pe ea imediat imagine. Domnul Dorel, poți să ne povestesc despre ea acum că pleacă? Nu, o aduce înapoi. O aduce înapoi? Uitați aici o iapă frumoasă. Ia, aici. Ia uite de aici. Dar ce ziceți de ea? Se vede că domnul Durer... Se vede că domnul Durer care are mânzi și mânzi. Pentru a face pereche. Pentru a face pereche. Exact, da. Ia... Ori blondă. Așa, păi s-o faci pereche cu blondă? Nu, că mai am eu blondă și nu trebuie ceva blondă. Am înțeles. Ca să nu vedeți că nu. Am înțeles. Am putere și aici ai cu mânza ei. Mânza ei cât are? Tot așa au răcut. Mânzul ei 5 luni? 4 luni? Poți să o învârți ca să vedem. Poți să o învârți un pic să vedem mânzul. Mânz foarte frumos. Dar e tăticul cu mânzul, Dorel. Dorel, nostru, Dorel Dan Isa. Așa e, mă. Pe care vreau să-l salutez. Da, domnul Dan, e un prieten fain de tăiat, Maxim. E o plăcere să te întâlnești cu el și să vorbești despre cai cu el. E un prieten foarte, foarte fain și un tip așa, mă, direct. Dar oricum nu ți-ar supăra nici cu privirea. Da. Așa. Da, are nimica, că el e scumit. Dorel, până un alta, Dorel. Până un alta, mânzuții ăștia micuți. De vânzare. Ăsta negruț, asta e negruță? Vânză, da. Ăla e un mânz care a dus o mai rău în viață. Da, da, arată foarte bine. Cu mama și el nu a avut. Ăsta nu a avut lapte, a avut care a băgat o lapte. Aici domnul Buș ne-a adus, dacă aș da acum imagine pe ochii lui domnul Buș, nu stă chiar bine.
Asta, de ce? Ce-mi place mie. L-a prins un pic flama aici, aici pe vânturile astea. La asta e la mine în graj, în garmosarul meu. O, și, ce zice domnul Cristian? E și, nu te-ai înțeles cu domnul Zorel? Nu poți, că dacă dă ea pasta, o să-mi cupă mucica de acasă. Păi n-ar nimic, că Zorel e la tine, că ai cameră. E, dar nu ai cameră de oaspeț. Nu poți să-l las pe aici, cu pătrâne. Păi de-aia zic. Cum să-l lași pe domnul Zorel? Dar îl poți lua cu toți cu ai ore. Dorele, fii atent. Am un prieten și am folosit el, ascultă-mă. Și soția lui tocmai făcea ceva foc și arunca ceva barfe pe acolo. Și noi cum stăteam, am văzut. Păi ce, fii atent, bă, că vor să-l arunce pe ăsta, să vrea să-l arunce nevasta. Acum îi aruncă hainele la foc, știi? Făceam caterincă, bă, seama lui. E apa lui de vânzare. Așa, e o apă foarte frumoasă, neagră. Ei! Ce nume are ea? Domnul Dorel. Mura, o iapă frumoasă. Îmi place de ea că e ținută natural. Domnul Dorel, apreciez faptul că ții ca e natural. Și domnul Dorel. Și nici cum nu... Auzi ce zice Nicu ăsta. E bună locația, să-i dau lui, auzi. El, e, dar el, dacă i-o dai lui, el oricum te primește să o vezi. Ce face? Te primește să o vezi. Da? E. Nu, am înțeles, dar poate să vină el să o vadă, așa-i? Poate să vină. Deci nu-i stres că ăsta. No, bun. Hai. Dați așa, fraților. De ce? Hai, ne putem muta, că ți-o ăsta. S-a stricat asfaltul. Da, domnul Dorel. Aici o iapă tot, o iapă tot, foarte frumoasă și ea, tot așa, ciocioasă pe picioare. Asta e apă personal din Mircea. Așa. Are 5 ani. Da. Are tată pe campionul Belgiei, Mateus, nu mai știu să zic exact. Așa, așa. Și gestantă cu un om. Și sper să-i facă un urmaș puternic. Am înțeles. Deci aștepți de la ea un mânz frumos. Și nu mai sfârnăi. Lasă-o să-ți sfârnească. Și nu-i de vânzare. Foarte frumos, îmi place de ea tare mult. Și tot așa le spun la crescătorii de cai care au una tot așa neagră. Deci eu cunosc în țară. Să văd ceva, domnul Bogdan de la Argeșoare. Așa, așa, da. Am văzut la de sunt ceva pe frumoase care îmi plac mie, negre, grele. Ar trebui să mă duc pe la el. Așa, da. Zilele următoare. Are una de vânzare. Mai prea departe, până acolo. Dacă are cineva de vânzare neagră, sunt interesat să o cumpăr. Așa. Du-o ușurel. Acum vin acolo. Ea, după asta. Domnul Dorel, am schimbat locația 5 metri mai sus. Aici, dacă ai face o curte de schi, Dorele, eu zic că ai putea. Îi place la Nicu cât îți furnă când are. Îi place? Da, mișc, compi, să vezi din vadă lumea acum. Îți place chestia asta cum îți furnă? Îmi place. Ha? Da, da. Are un pic de greutate. E foarte frumoasă. Nu știu să zic exact. Da. La 800 are. Are ce greutate. Mai cu ea. E apă grea, Cristi. Dorele, îmi place tare mult de ea. Fii atent. Uite acolo. Vânzare apa. Cum? De vânzare. Îmi place de ea foarte mult. Nu e apă stațată.
Da? Ce e? Sânge rece? Unguresc? Sânge rece? Sânge rece unguresc? Da. Ha? Da. Da, uite-te, e pușor de asta să dai cu alulul pușor, la montă, cu zâi, cu corbul. Corbul, da. Nu? Ce zici? Da. Îți iese de acolo un mânz puternic sau o mânză? Hai să le iei pe Dorin, l-am pus să fac. Ce să mă apuc de cai, că v-ați apucat voi pentru mine. Eu... Da nu, că doar ăștia-s caii noștri. Ați adus și tu să-ți un exemplar aici. Da, îmi place. E o plăcere să vezi așa iepușoară. Și să le vezi la noi la Cluj. Mă bucur tare mult. În fond și de fapt, peste tot în țară, sunt cai frumos. Numai trebuie să-i cauți. Acum s-o cam... Domn Dorel, da. Aici ne aduci o mânză. Mânz? Un mânz frumos, da. Greuț, 5 luni? Puțin cam murdar sau mai mult. N-are nimica, uite un chișor frumos are. Care am adus-o din Belgea. Așa. Am adus-o gestantă. Da. Am profitat aici la noi în țară. Cât timp are acum? 20 mai, 22 ani. Mânzul nu-i de vânzare. Așa. Montăm ceva aia pe România să vedem dacă ne face și nouă ceva sau nu. O să facă, cum să nu să facă? Într-un an de zile o să-l dai, așa, ai la montă, ha? Anul viitor. Anul viitor. Nu știu ce ai știut eu, domnul Cristian. E un mânzuț frumos, îmi place de el. E foarte cuminte. Nu știu dacă e cel mai frumos. Arată bine. Auzi, domnul Dorel. Să zic că e cel mai frumos. E, dar domnul Dorel, dacă ne gândim noi la persoanele noastre, nu suntem noi cei mai frumoși. Ha? Fiecare om are o părere foarte. Despre el. Ce frumos sunt eu când sunt singur în cameră. Exact. Dar nu știu dacă și cu aici ai cu gusturi, ca și la cai. Fiecare nu avem o părere bună, da? Dar fii atent, domnul Dorel. Salutăm la domnul Ricu. Domnul Dorel, apropo, stai o secundă. Apropo de ăsta. Dai, deschizi oglinda și acolo ne facem părerea. Știi, când te uiți? Înțelegi cum zic? Cristi, tu ai impresia că suntem la emisiunea Bravo, știi? Nu, asta e vorba cu de păreri. Uite, vezi? Cum e amortul, domnul. Ce-o vii la privare? Da, domnul Dorel. Ce îți prezint o iapă de 6 ani. Da. Uite, foarte frumos. Da, confund. Mai tu că promit că mă las de cai. Auleu. Deci dacă mă las de cai. Domnul Dorel, mă uitam acum la tine cu caia gale cu iapă, cu mânza. Și mă gândeam la faptul că ești neobosit. Neobosit. Dar mai vreme să te obosesc, domnule. Că... domnul Tibi. Eu cu domnul Dorel ne-am întâlnit pe traseu nou. Așa e, și mai oprea cu mașina lângă mine. Eu mai făceam câte un jogging pe aici. Noaptea, pe la 2-3. Și oprea. Și nu, cum e tinere? Ce să fac? Am ieșit la un pic de maraton. Zic tu, acum vin de la montă. Am urmărit noaptea. Da. Montez foarte mult. Da. Așa. Mai multe să fie, 200, 300. Am ajutat un pic. Cum e? Partea cu jurnașii. Să fie
iepe cam puțin. La noi sunt iepe, la Suceava e mai mult. E mult da. Marmăsari. Dar și acolo, și acolo, din câte am înțeles, se gândește lumea să le fac, să se reprofileze și pe iepe și să fac un pic de... Ia pe ce stai pe tine. Da. Cum te cheamă, domnișoara? Mădă. Mădă. Ce ai făcut azi? Ia, tati, ce faci aici? Domnul Cristi, pentru că aici ce timp la noi. După ce vedem da. Fiecare copilaș ne aduce pe timpul aici. Ia să, facă, să se joace, așa-i? Să facă o filmare cu ponei. Super tare. Dar și după aia ne jucăm. O să fac un graj frumos acasă, Timișoara. Da. O să cumpăr o pânză frumoasă, special pentru la fiul meu, cu miele după cai. Ca să iau o pânză, dar nu trebuie să am posibilitatea. Cu căruța? Da. Un cal ușor îi face. Nu e așa greu. Oi, oi, oi. Da. Vreau să fac ceva ca așa. Trebuie și un pic de manej. Să fie frumos. Da. Da. Foarte bine. Ia pe gestantă cu curent. Da. O ură din bucate nu mai am. Am auzit tragedia, îmi pare tare rău. Am făcut o hernie inghinoscrotală. Ce trebuie făcut, domnul Dorel? Ce trebuie făcut ca să previi, să eviți hernia asta inghinală? Din câte am înțeles, o rostogolit și dintre alea? Da. Părerea mea e că sunt răgolit și din aia au făcut. Și mai poate face când trei drumul la răsar să modeze apă care nu stă la răsar. Am înțeles. Și atunci ce trebuie, dacă nu stă, să nu o lași, așa-i? Da. Am înțeles. Îmi pare tare, tare rău de urlet că oricum, o fost armăs. Unul din armăsarii noștri de suflet de la Cluj. Noi am umblat pe teren cu el la mănânță și chiar ne-am bucurat să îl vedem. Ia uite acolo echipa mică. Uite la mănânță. Domnul Dorel! Acum eu niciodată nu v-am întrebat că cum stați cu gambele. Domn Costele, am văzut gambele. Zic că la domn Costele am văzut gambele. Zic, când ne arătați odată gambele? Ni le arătați mâine la fabrica de căruțe? Dacă vine arată, e ca să dau afară. Am înțeles. Da. Foarte. Are de 3 sau 4 ani aici la mie, dar nu este. Salută pe domnul Cristi, dânsul e... Are dânsul aici la mine, care e de cruzare din Bruno. Dânsul are o afacere în Cluj, o afacere șmecheră, așa-i? Lucrează. Am înțeles. Așa. Salută pe domnul Cristi, dorim sănătate. Și să poată. Așa. Încinge atmosfera, domnul Dorel. Domnul Dorel. Mânza... Așa, îi mânz? Mânz sau mânză? Mânzul Lucrina, da? Da. Pe nume? Da, ui, fii atent ce cap frumos are, lasă-l un pic așa. Fii atent. N-are nimica. Cum am zis adineori că dacă ți-aș da camera să vezi ce murdar îți eu, l-aș întrece pe mânz. Cum am așa? Îl întrec. Îi un mânz care auze și mai face 2 ani. Da. E un mânz de vânzare foarte bine proporționat, foarte bine încălțat. Frumos, ținut tot așa natural. Domnul Dorel, care e secretul grijirii unui cal sănătos, mă refer? Secret.
pretii foarte mare. Prietenii mei cred că dacă e pâinea sunt foarte grase și arată foarte bine, e fac cu foarte bine. Eu am cel mai rău posibil. Așa? Adică? Asta e una. A doua, foarte multe să mă numesc. Adică? Majoritatea fac la minite sau fructură, cum vreau să zic. Aia se ajunge la sacrificarea calului, așa-i? Exact. Deci trebuie... Și tot din cauza foarte multe, fac colică, cucătură de mață. Așa. Să-și ia diurile. Am înțeles, deci dacă nu ești, ești neatent, te trezești că nu mai e, așa-i? Că nu mai e. Am înțeles. Deci, un mesaj către cei ce țin cai? Am acționat foarte multe în viața mea, la care le-am cumpărat foarte puține fulgistante. Când le cumpărai, povestea era că era acest lucru. Nu, și te trezeai că trebuia să o dai la muntă. Exact. Deci, pentru ce interesați, mă sunt doar un idee, foarte frumos. Mânzul domnul Cristi. Așa e, domnul Dorel. Domnul Cristi, aici îți prezint o mânză ardeneză. Foarte frumoasă. Ce vrea să-și cumpere domnul Tibi. Așa, domnul Tibi se poate arunca deja pe foale. Atunci să nu se arunce. Așa, să nu se arunce. Am vrut să o vând. Așa. O spus să pune, dar nu. O să fete ceva, domnul Dorel. Îi gestantă, da? Da. Are 4 ani să și vede. Hai, trebuie să o vedem. Ba, trebuie să o vedem, domnul Dorel, acum dacă... Dacă ați zis să ne arătați? Da, dacă se poate. Dacă nu, totuși nu o stresăm. Dacă nu se poate. Nu o lasă că e ok. E ok. Trebuie să am înrătare cu căluții. Nu sunt prea. E mama ardeneză din Franța. Da. Adusă. Și tată ardenez. Ceva rusar care provenea de pe la Hergelia Izvin. Ia, domnul Dorel, o aduce. Așa, așa, așa. Asta e cea mai frumoasă. Asta-ți place cel mai tare. Dacă nu o să vezi pune, o să schimb părerea. O să vrei să ne dăm călare. Mă pun lângă tine pe punei. Și apoi vom vedea noi cum ne-o rostogoli pe aici. Domnul Dorel, poți să aduci un pic mai încoace să vedem dacă putem atinge. Poți să atingi tu. Hai. Hai, tata, aici. Hai, tata, aici. Uite că venim la tine. Gata, ne-am și încălzit deja, gata, nici nu mai te frig. Ce să ne descălțăm de cizme? Ui. Bun. E foarte frumoasă. Foarte cuminte. Ce nume are ea, domnul Dorel? Denisa. Foarte frumoasă, Denisa. Dacă ne suim sus pe ea. Dacă o vinzi, nu mai stai capul fotoliu, că salut, tati! Că banul mere! Da. Te vă răzgândim, mă. Tot timp. Deși mi-e frumos, mă aș chestia asta. N-am vrut să-l mânta. Are nimic ca fi cu omul poate să se gândească și să se răzgândească. Nu e un problem. Domnul Dorel, întrebare. Cum te simți după ziua de în care am urcat noi de la Palatca la Mărișel?
te-ai răcit? Ți-ai revenit? Mi-a revenit, am prins să ploaie de un timp. Nebunie? Mi-a prins să ploaie de un timp, dar e picat ce drum. Eu nu știu cum, eu nu știu cum a intrat prin, mi-a intrat prin geacă, nu știu cum a intrat apa prin geacă. Și zăpadă frumoasă. Am mai făcut de atunci. Am mai făcut, da. E, da, urmează, urmează alta. Alta acțiune. Mai facem încă. Domnul Dorel, aici. Auzi, domnul Dorel. Mă dă. Zile la copii să nu stea în spatele poneilor. Domnul Dorel, aici ne prezinți? Las că e ok ăștia doi. Dorel. Da, domnul Dorel. Aici îți prezint Da. Da. Are un vânză conservată la domnul Dantic. Pe Facebook, așa cheamă el. Prietenul meu de la, de la Maramureș, așa-i? Așa, de la Maramureș. Fii atent, ăla e unul dintre cei mai buni prieteni ai tăi, Dorele. Era de rești, da. Are Dorele, ascultă-mă, omul ăla, inima din piept și-o dă pentru tine. Nu știu cum o văd prietenii mei pe asta. Eu vreau să văd că... Trebuie să mă duc eu pe la domnul... Rățeanu-i zic, nu știu, salut. Mă duc eu pe la dânsul zilele următoare. M-a sunat într-o zi și m-a întrebat, mă, Cristinele, tu ești supărat pe mine, mă. Zic, mă, omule, nu supăra pe tine, mă. Păi de ce nu vii pe la mine? Păi mă, zic, mă, omule, dar și eu sunt departe de tine. Și, da. Așa, da, de 5 exemplare la domnul. La domnul. La doi amăsar și trei. Așa, așa. Foarte. Salutăm și pe domnul Costel, el dintre Costelea. Nu știu cum. L-am văzut că avea ceva cușuri pe față. Da. De la chestia asta, eu am ieșit. Lulea, a? Nu mă trebuie să se arunce pe poveste, să nu vină cu poveste, nu vină cu bani. Aici dacă, dau lui, aici, dacă, aici dacă cumva se arunca pe ea, poate să se extindă. Da. Îi plăce. Da, da, e lungă, frumoasă. Aici ele știu locul. Au scara. Au scara. Au scara ierarhică. Da, da. Ce se întâmplă? Domnul Dorel, aici ultima iapă prezentată de pe Zvoară. Așa. O tărcățică frumoasă. E din 2010 aici la mine, domnul Cristi. Din 2010? Iapa, da. Serios? Are 10 ani cu aici, da. Și? Iapa lui domnul Ioan Ireanu și domnul meu. Ia lui? Da. Am înțeles. O iapă foarte frumoasă. E iapă... Fii atent, pe ea dacă... Pe ea dacă te pregătești, poți să o duci oriunde. Ai pus șaua pe ea și te duci cu ea. E o iapă ușurică. Rezistentă, poți să îți cari și un lemn cu ea. Poți să te duci și călare cu ea, nu? Da, dar noi n-am pus-o la așa ceva. Călare a fost prea, n-am pus-o la tracțiune. A făcut foarte mult mânci. Bună reproducătoare. Are foarte frumoasă cu domnul, domnul Johnny de la Bihor. Salutăm, îi dorim sănătate. Acum, pe ea lui domnul Ioan, îi dați-o frumos să-i dai un cadru. Domnul Ioan. Dacă vreți, puteți să vă suiți călare, dacă vreți. Auzi că n-are, dar lui nu-i trebuie la domnul Ioan Ilea. Nu. Auziți, un prieten de-a meu și ce-a făcut? S-a dus la nuntă, frumos, la cravată. Și s-a încăierat tăiam acolo. Și l-a prins pe ăla de cravată. Și-a zis, măi, eu de atunci cu cravata, eu nu mai port cravată. Păi măi, n-am mai putut să scap de ăla, mă, cu cravata. Atât am o strâns de asta, de mi-a ieșit ochii din cap afară.
la proască. Cum l-o tot tras de cravată? Știi, n-ai avea cum să nu bădă o crizi, de aia pare nu bădă, e cea mai bună. Vezi cum te tocă. Uite, e frumoasă. Trăiești de foarte rău. Dar cum? E o iau frumoasă, uite, uite, te are o primire frumoasă. E dragă și eu, adică, e dragă și mie, deși e așa pe subțire că ea. Ți-am zis, e de 10 ani aici. E, dar nu o vinde, ce ai domnul Ida? O, totodată s-o tunde, dar nu mai se ocupă de prostii și sigur nu mai vine. O înțeles el că dacă o dai... Și fiecare aduce venit, facă la buzunar ceva, păruci, 40 le face fiecare aduce. Foarte bine, ăla e un lucru foarte... Important, trebuie să puneți bănuțul deoparte, că nu-i rău. Anul ăsta 46 o adus. No, las că e bine. E bine. Da. Pe ce mai... Da, domnul Dorel, până un alt ați mulțumim de prezentarea căluților mari. Uite, Jackerul ăla, e și un pic de șef aici între cai. Ha? E da. Tesla din 2010. Alfa, așa-i? Păi... Da. E cea mai veche aici. Domnul Dorel... Și după ea e Bruno. Da, domnul Dorel, îți mulțumim pentru prezentarea cailor mari. Din câte am înțeles, fetița ta cea mică. Și cu băieții domnul Tibi. Așa vor să facă aici un pic exact, de... Exact, se aduce cu ponei aici. Un pic de distracție. No, așteptăm distracția. Aici cu echipa mică. Exact. Copii. Voi unde de unde sunteți, de la Timișoara? Da. Vă place aici la noi la Cluj? Da. E cald aici. Scalare pe cai, să vă văd fiecare pe calul lui. Ăsta nu mai fost nimeni călare. No. Puneți-o aici, dincoace, că i-ai mutată. Mădă! Mădă! Cine va mănușa? Da, dă-o că ți-o bagă buzunar la mine. Și cismulițile vreau să ți le țin în buzunar. Mădă! Bună ziua! Ce mai face domnișoara Mădă? Ați fost cu minte astăzi? Ce v-ați jucat pe aici, pe la fermă? Ați făcut pulcări de zăpadă? Cât de mari? Cam atâta. Cam atâta? Da. No. Ia, mereți. Hop, hop, hop. Ia că prinde domnul Tibi, domnul Tibi. Să ne ajută și domnul Tibi. Ia, aici domnul Tibi, prietenul nostru. Domnul Tibi, așa ușurel. Mă, nu-ți fie frică, că doar o tati te ține de sfoară, mă. Așa. Uite, aici avem două prințese, domnul. Mă, da. Îmi dai mie poneița ta. Așa un picuț, acum mai vedem ochii, așa. Mă, da. Ne dai, îmi dai mie poneița ta. Da, măcar zurgălă umil, nu mi-l dai mie ăla de pe ăsta. De pe... Ha? Vorbești foarte tare cu domnul. Mi-l dai mie, măcar... Măcar globul. Nu. Zurgălău. Am să plâng. Așa? N-am să plâng, așa-i? De ce n-am să plâng, mă dă? Bravo. Mă dă, știu că tu oricum îmi dădeai. Îmi dădeai globul, chiar dacă am glumit. Zi oricum avea mai multe. Bravo. Dorel. Spune așa. Așa? Hai, dați. Să vă țineți bine. No, puteți să vă aliniați aici sau faceți ce vreți. Așa. Mă, dă, te dai jos să-ți arăt ceva? Te dai jos de pe cal să-ți arăt ceva? Păi nu știu, dacă te dai jos poți să-ți arăt, dacă nu te dai, n-am să-ți arăt. Yeah. Mă, dă, hai aici în față. Ia, uite-te la domnul Dorel.
Dă-te mai așa. Peste cașul ei, corbacea. Hai, hai mai încoace, mă, de aici. Dar nu te încap pe urmă, de ia la mână de acolo. Dă-l aici, mă, dă-l aici, la mine. Lasă-l așa. Mă, dă, ai fost cu minte azi? Mă, da. Ce ai primit, mă, dă, dacă ai fost cu minte? Ce ai primit? O zăvăluță. Da? Ce ai primit, mă, dă, dacă ai fost cu minte? Pentru pone. Ce ai primit, mă, dă, dacă ai fost cu minte? Stai. Ce ai primit, mă, dă? Două zăvăluțe. Bravo, bate palma. Ei, încă o dată. Ei, dă să-mi pun o zăvăluță în gură, oare mi-a stat bine? Mi-a stat bine, mă, dă. Ha? Nu, așa-i? Asta pentru ce sunt zăvăluțele? Pentru ponei. Bravo, no. Ai două zăvăluțe pentru ponei. De-abia aștept să... Da, na, nu trebuie. De-abia aștept să ne dăm cu căruța cu ponei. Ai căruțică pentru ponei? Căruța. Ea știe ce mi-a spus când am venit. Că vrea neapărat să vii la ea, ni-i fată toate poneițele. Bun. Mai are poneițele, nu mă astea. Mai are și armă să mă invizi la tine când îți fată poneițele? Da. O să zici la tati să-ți ia o căruță să ne dăm cu ponei? Da. Ia uite-te la el. No, cum? E mult vrea, dar aici, pe dealul ăsta. N-are nimica. No, ia, întreabă-l pe tati. Întreabă-l pe tati. Eu mic să mâine ponei. Ia, întreabă-l. Da, să-mi cumperi. Da. Da, dar o să mergem undeva unde-i. Bravo. E loc mai drept. Da. Mă dă. Merge la domnul Timi, la Timișoara, așa, așa. Acolo locul e drept, nu mai avem, așa, așa. Nu mai avem dealuri și voi. Te poți duce, pă, să-ți faci treaba. Dorina, ce bine, dar mi-e de zi, te strânță. Ai văzut cum te scapă de... Cum se scapă de... Dorel. Da. Stai așa. Așa, ușurel. Nu ai. Vine, mă, Dorel. Dorel, până în capăt și gata. Păi putem merge, nu? Da. Ia.